Ne va regăsi, dragii mei, la talosul zilnic. Hai să facem talarea pentru mâine, 15 august 2024. Să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei care vă uitați mâine, 15 august 2024, evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Haideți să vedem pentru cei care ați ales prima variantă. Pentru foarte mulți dintre voi aici se anunță o sarcină, un nou început, o mutare, poate să fie o plecare într-o vacanță, poate v-ați fixat-o pe data de 17. Pentru alții dintre voi chiar aflați despre o sarcină ascunsă, poate să fie vorba despre ceva ce, la care vei sta să te gândești dacă vrei să păstrezi această sarcină sau nu. Poate să fie o situație în care ai de-a face cu cineva care, nu știu, îți provoacă prea multe lacrimi și nu știi dacă relația asta o să mai avanseze sau nu cu persoana sa. Ai impresia că cineva nu se implică în această situație și posibil să te gândești mai bine dacă mai vrei să continui situația cu persoana asta sau poate ți-ai plănuit să faci un copil cu această persoană sau cineva își dorește, unul dintre voi își dorește acest lucru. Însă cealaltă persoană este foarte, foarte distantă, să spunem așa. Lucrurile merg încet, situația merge încet, poate au fost planuri de căsătorie, planuri de copii, planuri sau poate ai apucat să rămâi însărcinată. Ideea este că aici cineva îți creează foarte mult disconfort și stai să te gândești dacă vrei să continui în situația asta. Adevărul este că dacă ai continua cu persoana asta, cam intri într-o familie toxică, pentru că din câte văd aici, reciprocitate nu prea există între tine și această persoană. Da. Iar pentru cei care sunteți în situația asta, este posibil să spuneți nu acestei relații, să nu vreți să mai continuați exact și să vă luați bagajele să plecați, pentru că câțiva dintre voi vă întâlniți de 4 luni cu persoana asta, 6-8 luni. E ceva ce poate pentru câțiva dintre voi a fost o reîmpăcare cu cineva din trecut, o reîncercare de a locui împreună. Poate pentru câțiva dintre voi este vorba despre faptul că ați cumpărat un imobil sau ați cumpărat o mașină care s-a dovedit a fi nu prea bună sau cineva v-a cumpărat un bun și acum vi-l cere înapoi sau l-a cumpărat și nu l-a pus pe numele vostru, a fost o formă de cadou și l-a retras. Exact, un bărbat aici probabil că a sperat că dacă sau a făcut niște cadouri către tine, dar de fapt toate cadourile astea, casă, mutat împreună, mașină, un bărbat ia mașina unei femei aici din câte văd, dacă ești femeie, un bărbat vrea să-ți ia mașina sau viceversa, aia cum rezonează, cineva își retrage bunurile, dar întrebarea mea este de ce? Da, pentru că bărbatul ăsta are mai multe opțiuni și s-a gândit el mai bine că nu mai vrea să, nu știu, este cineva care, căreia dacă nu-i faci pe plac sau consideră că dacă îți face cadou bunurile astea, ori a încercat să cumpere relația la început, nu i-a convenit, nimeni face plăcere, consideră că nu ești ceea ce își dorești, ce își dorește pentru că a întâlnit pe altcineva. Sau pentru că dacă are finanțe, consideră că poate să aibă oricare altă relație și atunci bărbatul ăsta lasă-l să plece. Bun. Varianta cu numărul 2. Aici ceva pare foarte familiar, dar nu știu unde să pui degetul. Ok? Mâine. Mâine aveți un nou început cu altcineva. Cunoașteți o persoană nouă, o persoană s-ar putea pentru foarte mulți dintre voi să vă luați o vacanță în ceea ce ține partea de muncă, iar pentru alții dintre voi aveți o muncă foarte relaxată, ori reușiți să vă relaxați la locul de muncă sau chiar dacă munciți de acasă sau munciți de la un birou, reușiți să vă relaxați. Iar aici regele de bute cu judecata este cineva care se gândește să-ți dea un mesaj, se gândește să te caute sau nu. În orice caz, persoana asta o să te caute până la urmă, este cineva care își dorește să vorbească cu tine. Iar pentru altele dintre voi este o energie nouă sau alții dintre voi este o energie nouă pe care o să o cunoști mâine, dar cu familiar cunoști persoana asta, clar da. Cineva familiar se reîntoarce în viața ta și vrea să vorbească cu tine, persoana asta vrea să vorbească cu tine.
o să primești vești din partea acestei persoane, poate să fie o zodie de foc, un bărbat dintr-o zodie de foc. Ai să ai și o reușită pe partea de finanțe, din câte văd. Mulți dintre voi vă temeți de un nou început, nu știu, aveți o teamă de a avea un nou început. Ori pentru alții dintre voi vă temeți de un nou început să vă mai împăcați cu cineva familiar, pentru că persoana asta cândva, nu știu, v-a dezamăgit, există mult timp de când nu mai vorbiți, poate luni de zile, ani de zile, și care cu regele de monede. Da, posibil să-ți dai seama că persoana asta nu se schimbă, este cineva care chiar dacă este familiar și te caută de fiecare dată, persoana asta nu ai încredere pentru că pare o energie destul de imatură și culmea aici că sunt doi bărbați. Adică posibil aici un bărbat să zică că s-a schimbat, că este mult mai stabil din punct de vedere financiar, că își dorește o relație cu tine, etc. Dar cavalerul de pute cu 9 de pentacle vorbește despre cineva care încă este neschimbat. Numai că persoana asta se opune acestui final cu tine pentru că vrea să mai încerce să te convingă să te împaci cu el. Și poate cu peșturnul. Da, situația este cam eșuată, respingi conversația cu această persoană. Nu mai simți nimic pentru el, deși el este o persoană familiară. Îi pare rău, are justiția, plătește karma pentru faptul că te-a refuzat în trecut, pentru faptul că atunci l-ai dorit, dar acum nu-l mai dorești pur și simplu. Ești foarte rece față de această energie, oricât de mult și să știi că o să se străduie să se împace cu tine persoana asta, dar o să fie în zadar. Ia să vedem, mai vreau o energie aici, de fapt o concluzie. Da, cineva când nu-i, aici ai de-a face cu o energie care atunci când nu-i cânti în strună, persoanei astea începe să te vină furioasă sau începe să adauge argumente sau să comenteze sau etc. Ai de-a face cu energie a unui persoane narcisiste care atunci când nu-i faci pe plac încearcă să te facă, să te tragă în acea situație, dar tot cu minciuni. Nu, tot cu minciuni. Bun, varianta cu numărul 3. Aici sunt niște secrete, poate foarte mulți dintre voi chiar iubiți să știți. Cineva ține un jurnal secret, s-ar putea să găsești un jurnal secret. Aici dacă ții jurnalul la birou sau cineva aici care are o carte secretă sau un jurnal la birou, ai grijă, poate este vorba despre cineva care îți găsește lucrurile astea sau cineva găsește un caiet de notițe sau un caiet în jurnal și citește toate mesajele tale, ori cineva găsește niște mesaje în telefon aici și citește toate mesajele, care erau niște mesaje secrete din câte văd. Oricineva ține niște mesaje secrete aici. Aici din câte văd, da, o femeie a găsit niște mesaje, tu dacă ești femeie vei găsi sau ai găsit niște mesaje în telefonul cuiva și îi cere explicația acestei persoane ce-s cu mesajele astea sau ce-s cu discuțiile astea sau ce-s cu documentele astea ascunse. Pentru foarte multe dintre voi vă discutați cu cineva pe niște documente care au ieșit la suprafață, niște acte care au ieșit la suprafață sau ceva ce vă fusese ascuns de persoana asta, chiar dacă este vorba despre locul de muncă sau relație de dragoste. Erau niște documente aici în situația asta care, din câte văd, au fost ascunse de tine. Și aici cineva deschide un lacăt, nu știu, probabil este vorba despre un dosar într-un dulap sau ceva de genul ăsta, pentru că cineva sau parola la telefon și citește aceste mesaje și când citește aceste mesaje își dă seama că mai există o altă femeie. Tu dacă ești femeie, citești și îți dă seama că mai există o altă femeie. Și practic bărbatul ăsta care este la mijloc este prins într-o situație, da, 10 de săbi și cam de săbi. E posibil după ce s-ar putea să găsești conversații despre un bărbat care discuta cu o femeie despre bani. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca cineva aici să-ți fi promis un post de muncă și de fapt să mai fi promis postul ăla de muncă încă a două persoane sau a trei persoane. Da. Ar fi
care book pentru mine. Aveți grijă cei de la varianta normală, cred că cineva ține o relație secretă aici. Și 7 de săbii cu 5 de monede, mâine este la suprafață. Cineva ținea de o relație secretă cu 3 de cupe și asul de bâte. Cineva n-a dat drumul la relația asta secretă și vrea să fie cu relația cu a treia energie. Adică, dacă ai fost într-o relație, ești pești și ai fost cu un bărbat, bărbatul ăsta mai are pe cineva din leu în paralel, ok? Și își dorește să fie cu persoana aia. Uite, regina de bâte cu 2 de pentacule. Și dorește, sau tu care ești bărbat și tu ești aici, vrei să faci chestia asta, ori ce zodie ai fi ca femeie, ideea este că femeia, aici tu îți dai seama că bărbatul ăsta nu oferă niciun interes sau nu se implică emoțional sau nu arată niciun fel de interes sau, nu știu, dă prea puțin, nu mai primești vorbe de la persoana asta sau chiar dacă ești cu această persoană, afli că păstra mesajele de la cealaltă femeie, afli că se uită la pozele acestei persoane sau afli că este interesat încă de această persoană și sau poate nici nu știe că există persoana asta la care se gândește el. Aici am o energie de rebound, adică cineva s-a, nu știu dacă e greșit rebound, s-a împăcat cu cineva sau s-a cuplat cu cineva, un bărbat aici doar pentru a trece de o decepție pe care are pentru o femeie. S-a încercat să, nu știu, să meargă mai departe cu altcineva, ceea ce o femeie detectează aici, ca femeie îl detectezi. Bun. Aceasta a fost și varianta numărul 3. Vă pup și ne vedem mâine.